Inspectoratul pentru situații de urgență Barbu Știrbei Călăraș reia campania de recrutare de noi candidați în cadrul programului de voluntariat Salvator din Pasiune, campanie ce se va desfășura până la finalul lunii, octombrie 2019. Având în vedere situația operativă, Isu Călăraș își propune recrutarea de noi voluntari care să participe efectiv alături de pompierii militari la acțiuni de răspuns operativ generate de manifestarea situațiilor de urgență, cum ar fi incendii, inundații, dezastre naturale, epidemii sau alte situații și în cele de popularizarea măsurilor preventive. Demersul Isu Călăraș are la bază beneficiile activităților de voluntariat ca expresia implicării, solidarității și responsabilității civice și valorii profesionale a acestora materializată în sprijinul acordat comunității pe timpul situațiilor de urgență, dar și pentru prevenirea lor. Dosarele complete ale candidaților vor fi depuse la sediul Isu Călăraș. În urma analizei, candidații vor fi contactați pentru semnarea contractelor de voluntariat și furnizarea informațiilor despre activitățile viitoare.